Este noaptea târziu și o femeie merge singură pe o stradă întunecată. Din ceață, o siluetă învăluită se apropie de ea. Ea aude pași blânzi și se întoarce spre el. Mâinile atacatorului se închid în jurul gâtului ei, sufocând-o până când pierde cunoștința. Apoi se înghemuiește peste ea, iar câteva minute mai târziu, poliția îi descoperă trupul neînsuflețit. Uciderile lui Jack Spintecătorul sunt cunoscute în toată lumea, acesta fiind unul dintre cei mai faimoși criminali în serie care nu au fost prinși niciodată. Cel puțin 5 femei și-au găsit sfârșitul în mâinile acestui necunoscut, însă unii cred că este vorba de 11 femei. Totul a început cu Mary Ann Nichols, care era o prostituată și lucra în zona Whitechapel din Londra în anul 1888. La 3:40 dimineața, pe 31 august, a fost găsită decedată la un colț de stradă. Aceasta este prima dintre cele 5 femei care i-au devenit victime pe parcursul a 3 luni din august până în noiembrie 1888. Victimele lui Jack Spintecătorul au fost Mary Ann, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards și Mary Jane Kelly. Toate victimele erau prostituate în zona Whitechapel și aproape toate au fost ucise după același tipar. Unul dintre cele mai ciudate aspecte la aceste crime era faptul că la fiecare victimă îi lipseau organele interne. Cine a fost Jack Spintecătorul? De la crimele din 1888, nimeni nu a reușit să identifice vinovatul. Deși mulți oameni au fost numiți ca suspect, problema cu care s-au confruntat polițiștii a fost că pe atunci erau foarte puține investigații la locul crimei, cu excepția cazului în care atacatorul a lăsat un obiect personal la fața locului sau în cazul în care un martor ocular ar fi putut să ofere o descriere detaliată. Jack Spintecătorul se pare că știa aceste lucruri și și-a plănuit toate crimele noaptea într-un loc nepopulat, departe de ochii tuturor trecătorilor. Acesta este probabil unul dintre motivele pentru care a atacat prostituate. La acea vreme, ca și în ziua de astăzi, prostituția era ilegală, iar oamenii care practicau această meserie trebuiau să stea departe de polițiști. Așa că orice client ar fi fost dus într-o zonă liniștită și mai întunecată. Practic, locul perfect pentru Jack Spintecătorul pentru a-și comite crimele. De ce a fost numit Jack Spintecătorul? Ca în majoritatea cazurilor de criminali în serie cunoscuți, acest nume a apărut prin intermediul ziarelor. Aceasta a fost o poveste majoră de crimă care a avut o atracție internațională, așa că jurnaliștii ar încerca totul pentru a crește gradul de audiență a publicului. Un jurnalist fără scrupule a scris într-un ziar prefăcându-se a fi ucigașul și a semnat scrisoarea ca Jack Spintecătorul. Deși scrisoarea a fost descoperită mai târziu ca falsă, lumea a pus mâna pe acest nume care a rămas în istoria criminalității. Investigația. Misterul cazului Jack the Ripper sau Jack Spintecătorul nu a fost rezolvat niciodată și chiar și în zilele noastre stârnește curiozități printre oameni. Acesta este motivul pentru care FBI a creat un profil psihologic detaliat al lui Jack Spintecătorul pentru a vedea dacă s-ar putea găsi vinovatul examinând înregistrările de atunci. Profilul a ținut cont de situații geografice, motive, cunoștințe necesare și orice alte detalii necesare. Odată format profilul, tot ce a fost nevoie a fost să reinvestigheze rapoartele pentru a vedea dacă cineva care fusese suspect se potrivea cu profilul. De-a lungul anilor au fost foarte multe voci care au spus că știu cine este Jack Spintecătorul. Unii susțin că a fost un om numit Robert Mann. Îndatorirea acestuia era să examineze cadavrele după ce au fost găsit. Una dintre cele mai ciudate teorii a fost că a fost celebrul romancier Lewis Carroll, autorul cărții Alice din Țara Minunilor. Și asta pentru că a făcut anagrame ale lui Jack Spintecătorul în cărțile sale. Cel mai probabil suspect al cazului Jack the Ripper a fost tânărul american care a venit în Anglia în 1888, Francis Tumblety. A sosit în Anglia cu 2 luni înainte de prima crimă și, în comparație cu profilul, se potrivește aproape perfect. El locuia în zona Whitechapel,
și avea cunoștințe medicale. Dacă vă amintiți bine, am spus mai devreme că organele victimelor erau îndepărtate, însă ce nu v-am spus a fost faptul că acestea erau îndepărtate cu o precizie medicală. El de asemenea și-a părăsit soția când afla că aceasta este o prostituată. Așa că poate el a dezvoltat o ură pentru aceste femei care practică această meserie. Însă, din păcate, oricine ar fi avut vreo dovadă despre Jack Spindecătorul sau vreo informație clară, acum este mort pentru că au trecut mai bine de 130 de ani, iar majoritatea dovezilor cel mai probabil au fost contaminate. Așa că Jack Spindecătorul va rămâne un mister pentru totdeauna. Spuneți-mi și voi ce credeți despre tânărul Francis, care a fost suspect în cazul Jack Spindecătorul. Credeți că este pură coincidență sau pur și simplu poate el chiar a fost Jack Spindecătorul? Atât am avut pentru astăzi, mulțumesc membrilor canalului pentru susținere, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, eu sunt Sever, iar până data viitoare, vă salut!